numesc Ias Tudor, sunt originar din satul Miheleni, am 40 de ani și în momentul de față mă ocup în sfera agriculturii și aș dori să spun detaliat despre începutul afacerii mele de la început până la sfârșit, până în momentul de față. De la început, așa a fost situația în familie. M-am căsătorit cu soția, cam tineri eram. Până neavând sursă financiară destul în satul Miheleni, am fost nevoit să plec peste hotară. Plecând peste hotară, în Moscova, acolo eram neoficial, lucram, cum s-ar spune, la negru, banii nu chiar erau destui pentru a întreține familia. Mă rog, așa era de la început. Pe urmă, cu timpul, am intrat într-un colectiv de băieți care m-au stimat, m-au ajutat pentru a-mi începe un lucru decent acolo la Moscova, pentru a susține familia cu bani. Mă rog, după câteva luni de lucru, am primit un salariu cam cum era pe vremea aceea, de vreo 3-400 de dolari, care îi trimiteam acasă lunar, fiindcă acasă mă așteptau doi copii și soția. După 3 luni veneam acasă, mă duceam iar înapoi. Așa s-a durat la noi, la mine, o 6 ani de zile. Timp cât eram la Moscova, la noi în familie a fost și este, avem copil de invaliditate de gradul numărul 2, care din copilărie a fost, cum să spun, din copilărie suferă de o maladie congenitală care, mă rog, și sursele financiare erau baza principală la noi ca să aducem și la o stare foarte bună a sănătății copilului. Era baza principală la noi copilul care suferea de boala asta. Și de atâta a fost și nevoit să plec peste hotară. Făcând bani, o sumă oricare de bani, am hotărât să vin să mă reîntorc acasă. Am fost copilul la spital. L-am internat în secție de chirurgie de urgență. Unde a fost operat de urgență, după care operația a fost reușită. Și în momentul de față simte foarte bine. Venind totuși înapoi acasă, hotărât în familie, că totuși ar trebui, și soția a insistat, că ar trebui mai bine să rămân acasă, să nu șed prin străini, că, mă rog, se înstrăinează și în familie, dar totuși e mai bine când familia iese grămadă, alături de copii, de soție. Și insistând soția, am hotărât să deschidem o afacere, între care a fost de la început cam greu, sursa financiară cam nu prea era destulată, dar totuși am reușit. Cu ajutorul Dumnezeu am hotărât, fiindcă spun așa că soția când eram la Moscova îmi spunea prin telefon tot timpul că, mă rog, știi că am fost la mănăstirea Saharna și m-a rugat pentru tine și am pus o scrisoriță și m-a rugat ca să te întorci acasă, să nu te mai duci la știuotar la lucru, dar să fie alături de noi. Și văd că visul ei s-a împlinit. Totuși, mă rog, din început era foarte și foarte greu, fiindcă sursa financiară, în primul și în primul rând, la o afacere trebuie finanțe, deodată finanțele, dacă nu-s, e greu totuși, mă rog, am reușit totuși,
cu ajutorul Dumnezeu, am fost, am luat prin instanță, pe la primărie, am scris cereri, tot și am rezolvat, am cumpărat niște pământ. Începutul, vă spun că a fost foarte, foarte greu, dar visul meu de a-mi împlini realitatea care este în ziua de astăzi, ca să îmi fac un bazin acvatic. Da, referitor, am hotărât cu soția împreună, având o sursă mică de finanțe, am hotărât, am venit la primărie, unii dintre care am scris cerere la domn primar, care dumnealui ne-a acordat tot un sprijin că, mă rog, a hotărât cu consilierii satului și mi-a acordat un teren mic, între care era și bazinul acvatic, care l-am reconstruit. Până în momentul de față este un bazin acvatic foarte frumos. După aceea, având niște teren agricol, am hotărât să mai cumpărăm niște pământ. A lucrat pământ, unde am realizat și am hotărât să mă ocup cu agricultura, între care cu serele deocamdată, pentru că am făcut o seră mică care unde creșteam răsatul, care se implanteze în câmp. În câmp am hotărât să creștem legume, să ne ocupăm cu legumeritul de pământ. Pe urmă, cu timpul, am luat și ne-am mai dezvoltat cu un an, doi, să ne lărgim afacerea. Am lărgit afacerea până am procurat pământ în jur de 2 hectare, între care și în ziua de astăzi, la moment, tot ne ocupăm cu creșterea legumelor în câmp deschis. Cu soția, ca să ne orientăm după în ziua de astăzi, că să vedem comparațiile între câmp deschis și câmp protejat. Banii acumulați în anul 2013, am hotărât să construim o seră mai performantă, mai mare, că totuși e mai bine în seră, fiindcă poți controla aerisirea, umiditatea. Am strâns surse financiare și hotărâm să lărgim afacerea în câmp protejat. Am cumpărat un motobloc ca să ne ușureze lucrările și am procurat sisteme de irigare prin picurare care foarte, foarte ne-au ușurat în afacere. Fiindcă, fapt, cu aspersiune se duce mult apă, dar totuși prin picurare e foarte convenabil și nu așa multe cheltuieli se fac. Marfa o realizăm la piețe în sat și în raion. Dintre sursele financiare care le-am câștigat, am procurat un automobil cu care ducem pe la școli, la grădiniță, am încheiat contracte, ducem și realizăm producția. O parte din producție o realizăm la piață, dar o parte o realizăm făcând contract cu școlile și cu grădinițele din sat. Și pot să vă spun că în afacere e foarte bine și sunt mulțumit. Familia și soție, toți suntem mulțumiți de afacerea care am pornit-o. Vă doresc succes în afacerea care am pornit-o, a fost susținere din partea soției care m-a ajutat moral, că totuși dacă n-ai tărie de caracter și nu ești susținut de cineva moral, atunci e foarte greu. Dar totuși m-a ajutat soția și sunt mulțumit foarte mult.